Ai venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi este un clip despre... Nu știu despre ce o să vorbesc exact astăzi. Am un subiect, dar nu mi-e foarte clar în minte despre ce va fi vorba. M-am inspirat... Deci am găsit punctul de inspirație. Stați așa că e bine. Înainte de a porni camera, m-am gândit foarte mult la două youtuberițe pe care le urmăresc eu relativ des în ultima perioadă, când spun des în acel timp puțin pe care l-am, pentru YouTube și pentru uitat pe alte canale de YouTube sau pe alte bloguri. M-am uitat în mod special la Alexandra Amit și la Irina de la The Raw Scientist. De ce îmi plac mie aceste două fete? Odată pentru că sunt foarte umane în fața camerei, adică n-am observat niciodată, n-am simțit niciodată un pic de maimuță reală sau de... un pic de fake reală acolo și îmi place că abordează și subiecte care poate nu sunt foarte comode, nu sunt foarte populare uneori și care pot stârni reacții adverse, să spun așa. Irina a făcut odată un clip cu Denisa de la The Blue Bonnet, cred că zic bine, despre încrederea în sine. Și Alexandra Amit, pe care bănuiesc că ați mai văzut-o așa și cu alte ocazii vorbind despre încredere, s-a focusat așa foarte mult pe ideea asta a femeii de 30 de ani care poate nu ajunge să îndeplinească tot ce îți cere societatea și ajunge să intre în niște stări nu foarte mișto, ajunge să fie luată la mișto și poate din chestia asta nu reușește să evolueze așa cum își dorește. Mă uitam și la Irina și la Alexandra. Irina are 21 pic de ani, Alexandra are 30 de ani și fără să vreau m-am gândit la mine când aveam acești ani și poc, m-am uitat la mine acum la 40 de ani, cam aceleași probleme. Adică ce visam eu la un moment dat era că mamă, când o să ajung la 40 de ani o să fiu așa de stabilă, o să fiu așa de hotărâtă pe toate lucrurile și toate chestiile așa o să intre pe linie dreaptă și eu o să fiu doamna cu coc și cu poșetuța mică și neagră și totul va merge așa, din butoane. Ei, nu este chiar așa. Și da, în final tema va fi despre încrederea în sine, un subiect care, da, nu mă simt foarte în măsură să vă dau sfaturi în niciun caz, dar măcar să vă povestesc așa, câte una, câte alta, pentru că am observat că și eu atunci când urmăresc clipuri de genul acesta, adică clipuri în care oamenii povestesc despre diverse situații în care și-au testat încrederea în ei înșiși, mi-au prins bine și m-am gândit că poate o să vă prindă și vouă. Nu am setat lumini și asta de par așa albă, mi-a căzut tot bronzul. Pe mine oricum bronzul între ghilimele, adică chestia, efectul acela un pic mai maro galben care mi se face în timpul verii, ține foarte puțin și oricum este foarte slab. Eu nu mă bronzez, iar acum chiar am devenit albă, nu mai am niciun pic de bronz pe față, am rămas doar cu niște pete, din păcate, și astăzi m-a pocnit și ideea cu rujul roșu, am un ruj pe care îl tot sucesc în aceste zile, dar culmea că mă dau cu el în casă, dar n-am curaj să ies cu el afară, pentru că mi se pare că este mult prea roșu și că o să fie contrastul prea mare și parcă par stridentă, da? Că tot vorbeam de încrederea în sine. De multe ori nu port ruj roșu pentru că am senzația că este prea strident, că poate nu mai mi se potrivește, că da, uite, la 20 și la 30 și mai mergea, dar acum parcă arăt prea stridentă cu acest ruj roșu, da? Și uite că am plecat de la ceva, de la un banal ruj roșu, ăsta e un ruj foarte roșu, o să vă las în descriere exact ce nuanță e. Acum uitându-mă așa pe cameră și m-am mai prostit și cu telefonul înainte să-mi fac poze ca să văd dacă cât de fotogenic aș fi în acest clip, nu sunt chiar atât de horror și am zis că oricum rămân așa, că nu mai stau acum să mi-l șterg. Mi-am notat aici pentru că de la o vârstă trebuie să-ți notezi ce vrei să spui, că altfel o iei pe arătură. La capitolul ăsta cu încrederea în sine, eu am vorbit foarte mult, am vorbit cu mine, să ne înțelegem, înainte de a începe acest clip. Băi, hai să le vorbesc despre cum ți se roade, cum se erodează încrederea în tine atunci când lucrezi într-o companie mare, într-o companie de tip corporatist, și ai venit acolo fără pile,
exact, te-a cunoscut nimeni, adică s-a întâmplat exact ca în cărți, te duci la interviu, ai trecut toate etapele interviu, l-ai prins un job, la un moment dat ai mai fost și promovată și dintr-o dată încrederea în tine nu mai este atât de puternică. Și aici chiar am experiență să vă spun pe chestia asta niște lucruri, pentru că am lucrat în multe companii foarte mari, am reușit să ajung la niște nivele, să zic, de management destul de bune și am observat că chestiile alea nu mi-au ajutat deloc la supra-întăririi încrederii în mine. Dimpotrivă. Asta mi s-a întâmplat mie, asta nu se înseamnă că trebuie să vi se întâmple și vouă. Eu vă spun însă că se poate întâmpla și asta și dacă există măcar o persoană acolo care te uiți la mine și simți că treci prin asta, uite că sunt și eu ca tine, deci suntem două nebune pe lumea asta, e ok. Nu trebuie să plecăm pe altă planetă. Nu o să vă povestesc prea mult pentru că aș vrea să mă încadrez într-un sfert de oră și cred că deja am mâncat 5 minute. Bun. Chestia este așa, în general corporațiile mari duc spre, mi-am scris eu aici, spre anularea individualității. Și asta mi-o asum pentru că dacă vă uitați în toate valorile acestor mari companii, tot timpul vorbesc de echipă, team building, facem împreună, ce facem împreună? Fiecare își face treaba lui și fiecare... normal, depinde de celălalt, dar dacă eu treaba nu mi-o fac bine, nu mi-o fac bine și eu mi-o iau la evaluări, eu nu sunt bine privită și pe mine mă poate paște la un moment dat o retrogradare sau chiar o presiune de a-mi da demisia, cum se poate întâmpla, din păcate, sau chiar o disponibilizare pe care voi fi prima pe listă pentru că nu am răspuns dorințelor companiei, între ghilimele. Nu există că asta este o altă tâmpenie cu această depersonalizare. Toată lumea în companiile astea mari vorbește, vai, compania, brandul, corporațiile. Nu, acolo există niște oameni care ei decid, care au și feeling-uri, care au și raționamente pe baza cărora fac niște lucruri. Ce mi-am mai scris eu aici? Că în toate companiile în care am lucrat a fost ok atât timp cât am fost lăsată să evoluez și să mă dezvolt individual, să arăt, da, eu, Ana Maria, sunt capabilă să fac proiectul ăsta, sunt capabilă să fac alt lucru. În momentul în care am fost îndobitocită și mi s-a impus să merg după un anumit ris sau să merg în turmă sau mai mult să anim turma decât să fac turma să evolueze, atunci nu am mai început să mai meargă lucrurile. Am așa câteva, am multe exemple să vă dau în care mi s-a impus să mă depersonalizez, adică să fac parte din marea masă, nu să ies în față și să fac ceva sau chiar să mă trag în spate și să fac ceva. Pentru că nu contează dacă ești mai în față, dacă ești persoana aia care apare mereu în comunicatele de presă sau ești tocmai persoana din spate care face ca lucrurile să se întâmple și ăia de la departamentul de presă sau ce, să aibă ce să spună către presă. Ci contează ceea ce faci și să simți că chestiile alea le faci tu și că ești apreciat pentru ceea ce faci tu. Îmi aduc aminte că la un moment dat am fost invitată să țin o discuție despre o prezentare despre starea economică a României la o prezentare, ceva conferință în afara României, undeva pe la Praga. Bun. Și eu am fost foarte încântată pentru că am primit invitația din partea CEO-ului unei mari companii de cercetare de piață care mi-a transmis-o personal pe mail-ul de serviciu, bineînțeles. Și, dragă Ana, vrem să existe la un moment dat în discuția cu tare o introducere despre piețele din Europa de Est și să facem prezentarea despre România. Eu, bineînțeles, cu inima cât un curcan, m-am dus direct la șeful meu în birou de pe vremea aceea și spun, uite ce invitație am, uite ce oportunitate, uite ce așa. La care el îmi spune, acest caz este un caz în care tu vrei să te departajezi individual și vrei să ai o evoluție separată de companie. Și am zis, nu, pe acolo mă duc în calitate de șef de departament de ce eram atunci. Așa o să-mi apară acolo titlul, în cadrul prezentării normal o să vorbesc despre și rolul companiei noastre în economia din România și bla bla, zic da, oamenii o să rețină că a venit una mică și cu ochelari că a povestit acolo, dar în final, pe acolo în spatele meu va fi mare logo-ul nostru, al nostru, al companiei pentru care și tu lucrezi și tu iei salar și eu salar. Nu, refuză acest lucru. Este o chestie care nu va face decât să te separe pe tine de restul echipei. Îți imaginezi cum te vor privi ceilalți colegi când vor afla acest lucru? Cât de demotivați vor fi? Și am rămas ceva de genul, nu?
what the fuck? Și în momentul ăla normal, că încrederea mea în mine însă mi-a coborât și din acel moment am înțeles că nu are sens să fac eu performanță în acea companie pentru că nu va fi apreciată niciodată. Și ăsta este un exemplu din foarte multele alte exemple pe care le-aș avea, dar cred că din respect totuși pentru ei, mă abțin să spun mai multe. Deci se poate întâmpla așa ceva. Un alt lucru care intervine în momentul când ți se erodează încrederea de sine și este încurajat în aceste companii, în aceste mari corporații, este acea împingere de a deveni zelos, adică ai o presiune pe tine de a arăta că poți mai mult și mai mult și mai mult, mai ales în momentul în care șefii tăi și cei care îți culeg roadele se bucură de asta și atunci îți spun mai mult și 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 mai mult, iar din momentul ce mai mult vine foarte mult, normal că nu vei mai putea să livrezi foarte bine și la evaluarea anuală cineva îți va spune: ești complet sub așteptările noastre. Deși fișa postului tău arată cât descripția Moldaviei a lui Dimitrie Cantemir sau cât Dexul sau cât istoria românilor scrisă de mai nu știu cine. Adică așa, nu-mi contează asta. Ca idee, aici am permis să fac o recomandare. Încercați să nu vă lăsați duși de acest val. Știu că e dorința aia când mai primești un task și mai primești un task și mai primești aia și vezi că ți iese. Am eu o vorbă acum în ultima vreme. Mai bine mai fă-o și pe proasta, că nu știi să faci anumite lucruri pentru că, sau pe prostul, pentru că cu cât vei face mai mult și cu cât vei da rezultate, chiar și mediocre, ți se va pune și mai mult în spate. Iar în momentul când o să ajungi în vârf și tu o să fii epuizat și fizic și psihic, va veni cineva care o să-ți tragă în cap cu o evaluare și îți va spune: draga noastră, da, ești complet sub așteptările companiei, compania aștepta mult mai mult de la tine. Bun. Cam astea sunt câteva lucruri pe care vi le spun așa din experiența mea în marile corporații. Nu înseamnă că în marile companii nu ai ocazia să faci training-uri, nu ai ocazia să înveți lucruri pe care poate altfel nu le-ai prinde și nu le-ai învăța. Însă nu este neapărat o chestie, să zic, dacă ai prins un post într-o companie foarte mare și ai început să urci, să urci, să urci, nu înseamnă neapărat că și încrederea în sine și că tu, care poate dacă erai o persoană mai timidă sau nu foarte sigură, vei crește odată cu asta, dar se poate întâmpla și contrarul și chiar m-aș bucura să-mi dați voi exemple contrare și să-mi spuneți: da, eram una mică, timidă și prostuță și am ajuns director de marketing și acum mă simt Wonder Woman și sunt și super fericită și am și o viață echilibrată și pot să fiu și mamă și femeie de afaceri. Ce aș mai vrea să vă spun este să fiți atenți la manipulare, pentru că noi, cei care nu prea avem încredere în noi, suntem foarte repede mirosiți de acești mari manipulatori din aceste mari companii, suntem foarte repede mirosiți și foarte repede atrași în diverse chestii. Ți se promit lucruri, dar o să vă spun un lucru din tot sufletul, pentru că nu mi s-a întâmplat niciodată nici de 2 ori și nici de 3 ori, ci de aproape 10 ori, ca anume oameni grei din consiliile de administrație a unor firme mari să-ți promită, uitându-se în ochii tăi mari și limpezi, dacă se va întâmpla acest lucru, tu vei primi acest lucru. Și acest lucru nu s-a mai întâmplat. Ca atare, fiți un pic mai procedurali, pentru că nu vă vi se cer proceduri. Dimineața trebuie să vă cartelați, trebuie să produceți atât, la sfârșitul lunii trebuie să vă iasă în Excel atât, trebuie să livrați atât, nu? Așa este, așa vi se cere. Cereți poate și voi o hârtie în acest sens. Încercați să faceți un pic lucrurile mai oficial. Se pot face note interne, stați voi liniștiți, pe orice vreți pe lumea asta se poate face o hârtie în care să se spună: da, dacă Exulescu va îndeplini aceste targeturi, îi vom oferi atât în plus la salar sau îi vom oferi acest beneficiu sau va fi promovat de... Ca să nu te trezești mai târziu că aceiași ochi mari și limpezi care în fața ta ți-au promis marea și cu sarea îți vor spune: dar marea cu sarea nu mai există. Bun. Chestia cu încrederea în sine și cu marile corporații e așa. Caut mereu pe acești mari coach, professional coach, că vai, o companie mare te antrenează, te face să devii mare și nu știu ce. Nu este neapărat. Poți să te simți foarte bine și într-o companie mai mică sau fiind freelancer sau mai știu ce altceva.
Și nu este neapărat adevărat că dacă ajungi într-o companie de asta mare, încrederea ta și vei simți așa cum ajungând în vârful unei ierarhii îți va crește și încrederea în tine și așa mai departe. Cam asta a fost, o mică pastiluță despre ce se întâmplă în culisele marilor corporații, v-am spus, din respect față de companiile în care am lucrat, unde s-au întâmplat și lucruri bune, nu am să vă spun mai multe lucruri, dar vreau doar să întotdeauna să vă luați această marjă de siguranță și să nu vă lăsați niciodată încrederea în voi înșivă, însevă, depinde de gen ce sunteți, să coboare în fața unor branduri care se umflă în fața voastră ca niște gogoși sau în fața unor persoane care poartă 7 stele pe umeri sau au o carte de aia de vizită cu un CEO de nu știu care și așa, pentru că nu trebuie să vă lăsați impresionați de aceste lucruri și trebuie să vă gândiți totul foarte la rece și foarte echilibrat. Cam asta a fost, sper că v-a fost de ajutor, sper că nu v-am descurajat. Nu ezitați să lucrați în aceste companii, însă învățați practic să faceți ce fac și ei, să le luați și voi partea bună și apoi să mergeți mai departe și să vă bucurați de voi și de viață. Până data viitoare, să fiți sănătoase și foarte frumoase!